Surpriza etapei s-a înregistrat la Cașvana, acolo unde progresul Frătăuții Vechi a obținut doar un punct în fața formației gazdă, scor 0-0. Derbiul etapei a fost adjudecat de Viitorul Liteni, care s-a impus pe stadionul Tineretului din Fălticeni, în fața gazdelor de la Șomuz, cu scorul de 4-1. Trupa lui Demis Maranda a marcat prin Neamțu de două ori, Ivan și Păiuș. Recolta Fântânele a reușit a 6-a victorie stagională, după ce a câștigat pe teren propriu, în fața Forestierului Frumosu, cu 3-0, prin reușitele lui Varvarei, Mariei și Ganga. Foresta 2 Siret a remizat la Vatra Moldoviței, scor 1-1, iar Șomuzul Preotești și Moldova Drăgușeni au câștigat la Masa Verde întâlnirile pe care le aveau programate cu Bradul Putna și Avântul Volovăț, grupări care s-au retras din campionat. Următoarea etapă din campionatul județean de fotbal programează următoarele meciuri: Viitorul Liteni, Șomuzul Preotești, Progresul Frătăuții Vechi, Șomuz Fălticeni, Foresta 2 Siret, Stejarul Cașvana, CS Gura Humorului Victoria Vatra Moldoviței și Recolta Fântânele, Moldova Drăgușeni. Forestierul Frumosu și Bucovina Rădăuți vor sta în această etapă.